Dintre toate disciplinele școlare, pentru o bună parte de elevi, matematica este considerată cea mai dificilă. Una dintre menirile profesorului este nu doar de a explica acest domeniu, dar și de a captiva atenția și a îndrăgosti copiii în acest obiect de studiu. Cum să faci matematica înțeleasă, dar și iubită de toți? Aflăm de la profesoara de matematică, Svetlana Moraru. Doamna Moraru, bun găsit! Bine v-am găsit! Doamna Moraru, cum se face așa că unii copii iubesc matematica, alții nu o iubesc? Dragostea asta vine din faptul că au capacitatea mai puternică de a înțelege obiectul sau nu? Deci fiecărui copil este dat să facă ceva, ceva ce poate face foarte bine. Și este bine ca părinții să înțeleagă ce poate face copilul său mai bine sau mai rău, și să-și îndrepte copilul în acel domeniu pe care el îl poate face cel mai bine. Evident că fiecare părinte crede că copilul lui poate face tot, face ideal. E cel mai bun. Și e cel mai bun. Dar să ne uităm real la lucruri. Cu toate că programele școlare sunt făcute într-așa mod că fiecare copil poate învăța orice obiect până la clasa 9. Mai departe, este bine să îl dirijăm în care domeniu să-și facă mai departe activitate, să-și ia profesia, în așa mod ca profesia să-i placă, să o facă, să o poată face și plus la asta să-i mai aducă și venit. Că dacă nu aduce venit, atunci nu-i place. De ce s-au rost pantalonii 12 ani la școală, vorba aia? Doamna Moraru, matematica este un obiect destul de fix. Există o mulțime de formule, există o mulțime de teoreme. Astea se învață pe de rost în mare parte, atunci când vine vorba de unele lucruri. Dar unor copii este mai greu să le învețe pe de rost. Există tactici sau modalități ca asociativ să le fie mai ușor să le învețe? Și dacă aveți exemple concrete, atunci vă rugăm. Deci, matematica se învață nu pe de rost, dar prin aplicare. Deci este corect să spunem copilului teorema, formula respectivă și să o aplicăm de multe, multe ori. Vine învățarea acestei teoreme din aplicarea de la 10 ori încolo. Dacă s-a aplicat de 10 ori și mai mult, atunci nu mai trebuie să o învețe pe de rost. El știe să o aplice. Și prin asociere, chiar când mi-am apărat gradul didactic 1, mi-am apărat lucrarea asocierea în matematică. Adică să asociem multe lucruri, multe reguli, să le asociem cu viața cotidiană și atunci copilul înțelege mai ușor. Și altceva ce vreau să spun, că nu oricărui profesor este dat să fie profesor. El poate ști matematica, dar nu poate să învețe pe cineva. Și spre bucuria noastră, în școală rămân cei mai buni dintre cei mai buni. Dar mai sunt și de cei care nu prea le place profesia și de aceea unii copii nimerind la așa profesori sunt supărați sau nu prea înțeleg. Doamna Moraru, dacă e să vorbim despre aceste asocieri, da, a unor lucruri din matematică care pot fi asociate cu viața de zi cu zi, aveți câteva exemple concrete care le dați elevilor? Pentru că dumneavoastră încă mai antrenați elevii și atunci cu siguranță zi de zi vă ciocniți cu această sarcină. Deci cele mai simple, elementare lucruri, când copilul, spre exemplu, înmulțește două numere negative și zice, dar cum să țin minte că minusul mulțit cu minus este plus? Și îi arăt, minusul mulțit cu minus este plus. Este cel mai simplu, cel mai ușor. Și de fapt, prin asociere se învață foarte ușor. Trebuie să ne coborâm la nivelul copilului în clasa 5-a, să ne coborâm la nivelul copilului în clasa 8-a, deoarece profesorul a făcut studii superioare. Profesorul mai are 5-10 ani, 15-35 ca mine lucrați în matematică. Și evident că eu știu multe lucruri, dar eu trebuie să-i explic așa ca copilul de clasa 5-a să înțeleagă. Să nu exagerăm cu multă teorie, dar să aplicăm. Să aplicăm, pentru că, de fapt, în viața de toate zilele, matematica este aplicată și nu expunerea unor teoreme sau a unor reguli. Iată, vorbim despre aplicarea matematicii în fiecare zi. Cred că toți elevii și acum eu mă recunosc pe mine și cred că mulți se vor recunoaște de acasă atunci când suntem la școală și începem să învățăm integrale, radicali, funcții, sinusuri, tangente, cotangente. Cred că fiecare elev, atunci când deja nu mai poate, zice, dar la ce o să-mi trebuiască mie asta în viața de zi cu zi? Iată, de exemplu, chiar să le luăm pe astea. Ele sunt aplicate în mod real? Eu nu le-am întâlnit în viața mea. Uitați-vă, cum să înțelegem noi că ne trebuie sau nu matematica? Orice elev care începe să facă bine matematica,
nu mai este nevoie părintele să îl pună să tocească alte obiecte. Deoarece imediat vine disciplina. Se disciplinează, începe să facă bine și toate celelalte obiecte. Adică, eu la copiii a 5-a, 6-a, când încep cu ei să fac matematică, din, când vin de la clasele primare, eu așa le spun. Uite, căpucianul nostru este un căpucian plin cu neuroni. Și ei sunt toți absolut împrăștiați în toate părțile. Unul doarme, unul stă, unul se joacă în telefon și nu știu ce mai fac neuronii tăi. Când începem să studiem matematica, ei încep să se ordoneze. Se ordonează. Pe un raft se pun cu tare neuroni care răspund de matematică. Pe alt raft se pun cei care răspund de istorie. Pe alt raft cei care răspund de geografie. În felul ăsta se disciplinează neuronii și noi putem găsi soluții la orice problemă. Fie că e de la geografie, fie că e de la fizică, fie că e de la matematică, fie că chiar pe viitor găsim ușor soluțiile problemelor noastre de viață. Ce mi se dă? Ce trebuie să fac? Unde să ajung? Cum să mă întorc înapoi dacă nu am reușit? Găsim necunoscuta și... Așa, și să o iau de la început dacă nu mi-a reușit. Doamna Morar, un caz în care, foarte frumos spus că dacă ne învățăm din matematică să ordonăm neuronii în cap, atunci toate lucrurile în viață vor fi ordonate. Dar dacă vine copilul acasă și părintele vede că copilului nu îi se dă matematică sau îi se dă greu și nu prea reușește, sau copilul spune nu vreau, nu mai pot, nu mai vreau să mă duc la lecțiile de matematică, ce ar trebui de fapt să facă un părinte în acest caz? Știți, eu trăiesc foarte de mult și pe vremea mea părinții nu aveau grijă de lecțiile noastre. Noi eram independenți. Acum, poate spre bine, poate spre rău, părinții foarte mare importanță dau... Practic, părintele învață la școală. Îl duce, la duce, are grijă de toate lecțiile lui, ți-ai făcut, nu ți-ai făcut. Dar atunci când am înțeles că copilul nu poate să facă ceva la matematică, da, este bine să apelăm la un specialist, să-i dea niște ore. Sau să vedem, dacă noi o leacă, ne percepem, să vedem unde el a rămas, ce nu a înțeles. Fiindcă la matematică toate temele sunt ca un șirac de mărgele. Dacă s-a rupt undeva firul, toate mărgele s-au înșirat. Deci nu este chip așa că nu am fost 3 zile la școală și mai departe să merg ușor. Trebuie să recuperez acele lecții, acele teme. Este totul legat. Legat una de alta. Asta e una la mână și doi... Dacă înțelegem că copilul chiar nu prea bine poate face, înseamnă că el are mai multă înclinație, știți, spre obiectele umanitare, spre artă. Dar, iarăși, până la clasa 9, orice copil poate să facă programa pe nota 8-9-10. Și dacă e mai mult spre umanitar, lăsăm să știe tabla mulțirii și îi ajunge. Nu chiar așa, fiindcă vrem, vrem testele de clasa 9 și să aibă un certificat bun de gimnaziu, trebuie să dea examen. Nu? Și ca să poată merge mai departe la învățătură, oricum cu 5 nu o să poată merge. Doamna Moraru, avem puțin timp, dar vreau să vă rog foarte pe scurt să ne răspundeți la o întrebare pe care toți acum o așteaptă. Porcul în ajuns se îngrașă? Nu. Deci nu poate fi matematica învățată nici într-o zi, nici într-o lună. Când am copii care vor să recupereze, deci eu mai întâi văd ce el nu știe, ce nu poate. Unde s-a oprit șirabul? Și o iau de la zero, da. O iau de la zero sau o iau de acolo de unde el s-a oprit. Și atunci pot determina, poate nu chiar cu mare precizie, în cât timp copilul poate recupera. Deci copiii de clasa 9, dacă copilul are 8, 9 și 10, atunci îl poți pregăti de examen într-un an. Și pentru BAC tot așa. Dar dacă are 5, 6, nici nu mă apuc. Fiindcă dacă el a pierdut 4 ani de zile, eu nu pot să învăț într-un an 4 încă plus 1. Fiindcă anul 9 este foarte greu, complicat, cu materie multă și copilul... Deci poate fi pregătit pe parcursul unui an dacă a avut note bune și a avut cunoștințe anterior. Așa că trebuie să avem grijă de copiii noștri din timp, să vedem unde le scapă ceva și imediat să ne apucăm de lucru. Doamna Moraru, noi vă mulțumim foarte mult pentru informație, a fost foarte interesant și cu neuronii, să știți că mie mi-a plăcut foarte mult. Începem să ne ordonăm neuronii și să ne mai aducem aminte un pic de matematică. Vă mulțumim!